Bună ziua, dragi privitori! Fiind o zi de duminică, m-am hotărât să încep filmarea în dreptul Bisericii San Martin. E vis-a-vis de centru. Acum slujește Tim Clark. Biserica este făcută în anul 1900, este între 1905 și 1910. Iar primul preot a fost George Hastings. Este în imediata apropiere a cartierului Sfânt Martin, de asta și numele bisericii. E duminică și e lumea la niște la pub. Mitchell and Butlers. Milch Pahan Street se numește asta. Această stradă. Milch Pahan Street. Fiind duminică și mai pe seară, multe magazine sunt închise. Găsim aici haine la second hand, haine cât de cât noi. Saint Sweetin Street și o altă biserică. Este biserica Saint Parish. Este și ea tot în anii 1905-1910 construită, în 3 ani. Primul preot aici a fost Harry Leighting. Iar acum slujește Stephen Clark. O nouă stradă cu multe magazine de asemenea închise. Această biserică a fost renovată în 1960. Amândouă bisericile, și dinainte și cea de acum, sunt în stil bizantin și gotic. Cea de St. Martin's de aici este inspirată din cealaltă biserică, se zice mamă, care este situată pe London Road și construită mult mai devreme, în 1500. Aceea se numește St. Martin și St. Peter. O vom vedea mai în alte zile, mai târziu în alte zile. Cum vă spuneam, e un pic pustiu, fiind duminică spre seară, lumea se pregătește de o nouă săptămână de muncă.
două bănci și apropiate, NatWest și NationWide. Și am ajuns din nou pe strada principală de ieri, în care am fost și ieri. Mergem pe Broad Road. Și aici din nou magazine închise. O stradă cu multe bănci, Santander, HSBC. Da. Magazine de telefoane. Să aud și pescăruși. Ei nu prea sunt doriți în acest oraș și de fapt niciun oraș după în Anglia, dar ei sunt prezenți. Nu sunt doriți. E o pictură pe o clădire. Credeam că vine spre mine. Ne apropiem de finalul străzii Broad Road. Pe această stradă este interzisă circulația mașinilor între 6 dimineața și 10 seara. La Biserica tuturor Sfinților, așa se numește. Este construită undeva la anii 1600. Strada tăcerii. Mm.
19. Acum spre râul Sever. Iată, ne-a ajuns la râul Sever. Ne putem plimba pe ambele maluri. Aici este locul denumit South Parade. Anunțul cu interes pescuitul și sanctuarul lebedelor. În anii foarte ploioși, aceasta e o zonă inundabilă. Ceva vreme în urmă, apa a ajuns până la acest bloc. Deși de matcă, acum e destul de jos. În partea cealaltă, pe malul celălalt, este un parc. Și acest râu se numește, cum vă spuneam, Severn. Este cel mai lung râu din Anglia, are 220 de mile. Izvorește din masivul Plymouth și se varsă în fluviul Gloucester, printr-un estuar, care merge apoi în fluviul, în râul Gloucester, nu în fluviul Gloucester. În râul Gloucester, care apoi se varsă în Oceanul Atlantic. Principalul oraș prin care trece este Plymouth, Worcester. Bournemouth și în final Gloucester. Șef de case cu câte două etaje și mansardă.
altcineva care filmează. Un oraș foarte filmat. Acolo era o lebe, de aici sunt pescărușii. O casă în stil Tudor. Hotelul Seven. Policlinică. Iată, ne-a ajuns la Crown Gate. Mă spuneam și ieri fel de autogară în care mașinile, autobuzele pleacă către multele zone ale orașului sau orașele vecine, gen Ivișam, Verșor, Malvern. Casa tuturor sfinților. Trene circulații care arată către unde merg străzile. Iată-ne din nou pe Broad Street.
majoritatea clădirilor de acest oraș, care au doar două etaje. Și iată, ne apropiem din nou de strada principală, Forgate Street. Data trecută ne-am încheiat călătoria tot aici, astăzi o încheiem tot aici. Până data viitoare, vă spun rămas bun și la revedere!